Bună seara, dragi telespectatori, o nouă ediție de Culart. Începutul de an ne prinde așa cu foarte multe lucruri frumoase, cu oameni frumoși și oameni care fac lucruri deosebite. Este și cazul invitatului meu din această seară, pe care o să-l auziți vorbindu-vă despre ceea ce face. În primul rând trebuie să-i spun bună seara domnului Răzvan Ștefan. Bună seara! Vă mulțumesc că ați acceptat să fiți alături de noi la Culart. Și eu mulțumesc pentru invitație. Și eu am o singură întrebare și prietenii noștri deja știu. Cine sunteți, de unde veniți și ce faceți? La această întrebare voi răspunde cât se poate de punctual. Sunt dirijorul corului Cantus Domini, cor bărbătesc, care a luat ființă în 2013 sub forma actuală. Acest cor bărbătesc este alcătuit dintr-o serie de coriști care sunt fie absolvenți de seminar teologic, absolvenți de facultate de teologie, fie studenți de la facultate, fie absolvenți ai altor instituții de învățământ care nu au legătură cu teologia. Bună oară, exemplul cel mai elocvent este al unui coleg de-al nostru care a terminat medicina și și-a susținut și rezidențiatul și acum este medic neurolog la Spitalul Elias. Frumos. Este Ștefan Justin Holbea. Pe care îl și salutăm cu ocazia asta. Sigur. Și urăm succes în noua sa activitate. De asemenea, avem și câțiva membri care studiază sau au absolvit Conservatorul Bucureștean. Și așadar, ce pot spune este că în ceea ce privește componența formației noastre este destul de neomogenă, adică sunt diferite zone de proveniență profesională. Însă ceea ce creează omogenitatea, să spunem, echipei noastre, pe care îmi place să o numesc familia Cantus Domini, ceea ce creează așadar omogenitatea acestei echipe este scopul comun și idealul comun pe care îl împărtășim cu toții, și anume dragostea pentru artă, dragostea pentru muzică și dragostea pentru cultură în general. Și pentru cultură în general și de ce nu prin această cultură noi suntem și misionari ai credinței noastre strămoșești. Mă bucur foarte tare că stăm de vorbă în această seară din două motive și acum desconspirăm un pic lucrurile. V-am urmărit la recomandarea unei prietene comune activitatea în ultima perioadă, cel puțin pe anul 2018, și eu am fost foarte impresionat de ceea ce ați reușit să faceți. Și atunci, este foarte important, și asta este un deziderat al acestei emisiuni, să aducem în față oamenilor și celor care se uită la noi, oameni pe care s-ar putea să-i cunoască, s-ar putea să nu-i cunoască, dar care fac lucruri deosebite în ceea ce privește cultura și exact ce spuneam apropo de credința strămoșească. Și acum vreau să ne întoarcem puțin la începuturi și vreau să-mi spuneți cum v-a venit ideea acestui proiect și cum ați simțit că trebuie să faceți acest proiect. Eu sunt și profesor de muzică la Seminarul Teologic Ortodox din București. Sunt și slujitor, diacon. Și fiind profesor de muzică la seminar, evident că de acolo a pornit totul. Un foarte bun prieten de-al meu, căruia îmi pot permite să-i spun prieten, părintele Aurel Mihai, actualul vicar eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor, era pe acea vreme era director la seminar și cu sprijinul dânsului am pus pe picioare, să spunem, acest proiect al corului seminarului. El, corul seminarului, există de foarte mult timp odată cu instituția în sine. Dar cu sprijinul dânsului am realizat niște proiecte deosebite. Bună oară, am început participările la concursuri internaționale și la evenimente în afara granițelor țării. Și de la un moment dat, din 2013, am hotărât să separ puțin lucrurile și corul
bărbătesc Cantus Domini a devenit o entitate de sine stătătoare. Din 2014, el organizându-se chiar sub personalitate juridică. Avem așadar un ONG cultural, Asociația Culturală a Corului Bărbătesc Cantus Domini, care este condusă de un coleg de-al nostru din cor, domnul Marius Soblu. Și el este secundat la conducerea acestei asociații de alți colegi din cor. Acest Justin Holbea, de care vă spuneam, Marius Pisică, Andrei Predescu, Augustin Angel și Ilie Alexandru Răducanu. Așadar, aceștia sunt, să spunem, o parte din ei sunt membrii de bază, nucleul de bază cu care am pornit acest proiect. Membrii fondatorii, așadar, ai acestui cor, sunt, în cea mai mare parte, foștii mei elevi. Asta este foarte frumos. Mergând acum la concursurile internaționale, care a fost primul concurs la care ați participat în această formulă? În această formulă, primul concurs la care am participat a fost Olimpiada Mondială a Corurilor din Statele Unite, Cincinnati, Ohio, în 2012, sub formula Cantus Domini. Pe urmă, aici în Europa, European Choir Games, în 2013, Graz, Austria, și o altă serie de participări aproape în fiecare an de atunci. Da. Chiar în fiecare an de atunci încoace avem câte o participare internațională, dar aș putea spune că tot vorbeați de acest an prolific, 2018, anul în care noi practic am împlinit 5 ani de activitate oficială. Acest an a reprezentat pentru noi un succes, aș putea spune, remarcabil pentru istoria corului nostru. Am avut o participare la Sankt Petersburg, a doua participare noastră la un concurs internațional coral, unde am obținut 3 medalii de aur. Felicitări! Mulțumim. Premiul pentru aprecierea din partea, premiul de apreciere din partea publicului, obținut prin vot secret al publicului, al oamenilor care au fost în sală, undeva la vreo 5-600 de persoane, au votat dintr-o listă de 12 coruri care au intrat în finala de Grand Prix și au votat care este cel au mai bun. Considerat ei că este cel mai bun cor și ne-au votat pe noi în proporție covârșitoare, și de asemenea și premiul pentru cel mai bun solist conferit baritonului Andrei Predescu de la noi din pe care îl felicităm și urăm și lui la cât mai mulți ani alături de cor. Sigur. Cum a fost experiența asta rusească? Această experiență rusească a fost deosebit de frumoasă. În ce sens? Un public foarte cald. Un public foarte cald, aproape că chiar în vorbeam noi așa între noi, spuneam, domne, parcă nici în România nu am fost așa de aplaudați la scenă deschisă cum am fost aplaudați în Sankt Petersburg, da? Într-adevăr, am și avut, să zicem așa, șansa că am fost într-un oraș, totuși, Sankt Petersburg reprezintă ceva foarte din important din punct de vedere cultural și pentru patrimoniul cultural al umanității în general și pentru patrimoniul muzical al umanității. Dar un public foarte elevat, foarte bine educat din punct de vedere muzical și cum să spun, doar amintiri frumoase, doar o experiență frumoasă. Cum vă alegeți repertoriul? Alegerea repertoriului este cea mai dificilă misiune pe care o poate avea un lider de cor, pentru că de ea depinde 70% din succesul concertului sau al reprezentării de pe scenă. Și pentru alegerea repertoriului trebuie să iei în vedere cât mai mulți factori. Dacă este vorba de un concurs, trebuie să respecti cerințele repertoriale pe care ți le impun ei. Dar dacă este vorba de un concert în general, trebuie să reușești să satisfaci toate gusturile publicului. Așa este în primul rând. Trebuie să-ți cunoști publicul. Este foarte important. Dacă nu
simți pulsul publicului înseamnă că nu-ți cunoști publicul și înseamnă că nu ai propriul tău public. Și înseamnă asta că înseamnă e o problemă undeva. E o problemă în sensul că am putea spune că din punct de vedere scenic, din punct de vedere muzical, nu prea existi în momentul în care nu ai un public. Dar noi ne cunoaștem publicul. Și dovada a fost faptul că în noiembrie am umplut sala Ateneului la refuz, în condițiile în care s-a intrat cu bilet plătit de 40 de lei, conform standardelor impuse de Filarmonica George Enescu. Așadar... Și totuși Ateneul nu este o sală destul de mică pe care să nu s-o poți să... 800 și ceva de locuri, 850 de locuri. Capacitatea lui maximă, dar a fost puțin depășită. Un interes foarte mare. A fost evenimentul aniversar Cantus Domini 5 ani, unde am susținut un concert în două părți, aproximativ 3 ore și ceva. 3 ore jumate, cam așa. Cu pauză, cu tot. 3 ore și jumătate. Destul de greu, destul de... foarte multă lume a apreciat nu doar, să spunem, actul artistic în sine, cât și rezistența fizică. Pentru că, înainte de toate, orice concert presupune, succesul oricărui concert presupune și îndeplinirea unor cerințe de ordin acesta al rezistenței fizice. Rigurozitatea scenei, până la urmă, că despre asta vorbim. Cum considerați că e primită în general munca pe care o faceți? Lăsăm la o parte spectacolul, de exemplu, din noiembrie. Până în momentul ăsta, vi s-a întâmplat vreodată să simțiți, apropo de ce discutam mai devreme de public, vi s-a întâmplat vreodată să simțiți, fiind pe scenă, toți, că există undeva o lipsă de feedback din partea publicului, o lipsă de reacție? Sincer să fiu, nu ni s-a prea întâmplat treaba asta. Când vorbesc de concertele, de evenimentele organizate de noi, dacă vorbim de evenimente la care noi am avut participare pe un anumit segment de timp, posibil să fi fost și situații în care publicul să fi fost puțin mai rece, dar asta pentru că nu era neapărat publicul nostru și poate și îl pun și pe seama unei experiențe ceva mai mici, mai slabe la momentul respectiv, pentru că este foarte bine să cunoști dinainte terenul pe care te duci să te lupți. În ghilimele să te lupți. Nu te lupți cu nimeni. Te duci să te lupți cu tine, de fapt. E de apreciat tot ce se întâmplă și lăsăm la o parte actul în sine artistic. Faptul că ați reușit să strângeți și să aduceți atâția oameni într-o sală de spectacol, vorbim chiar și de aula Politehnicii, care, așa cum spuneam, este una dintre aulele mari. Da. Așa. Da. Este foarte important. Câți sunteți în grup cu totul, ca număr? 25. Dar, să spun, din păcate, până acum un an, componența suferea modificări destul de notabile de la o stagiune la alta. Da. Pentru că asta e situația, sunt totuși tineri, coriștii își termină studiile. Și unii pleacă. Unii pleacă și mai departe. Dar observ că de vreo un an și ceva de zile, lucrurile încep să se așeze inclusiv la capitolul ăsta, fapt ce îmi conferă o oarecare bucurie și siguranță până la urmă, apropo de proiecte. În felul ăsta poți să simți că sedimentezi, că poți să construiești într-adevăr, pentru că nu vreau să vă ascund și lucrurile acesta. Am ajuns la un nivel, dar considerăm că de-abia de acum trebuie să, nu doar să confirmăm, ci să ridicăm ștacheta. Și de fiecare dată când îți propui să ridici ștacheta și când începi să lucrezi la asta, întâmpini multe probleme, multe dificultăți, dar trebuie să faci un pas mai departe, pentru că dacă stai pe loc, cum spunea un înțelept, rutina duce la rugină și rugina duce la ruină. Așa este. Asta apropo de actul artistic în general, pentru că și în actorie, în momentul în care, și știm exemple destul de multe, mulți dintre actorii noștri mari
când au simțit nevoia că trebuie să se retragă, s-au retras fiind undeva sus. Apropo de ștachetă. În cazul corului, deja sunteți la, așa cum spunea, sunteți la un nivel la care nu vă mai puteți permite să dați un pic un pas înapoi, ci să mergeți mult mai sus. Și acum intervine următoarea întrebare. Unde vă poate vedea în 2019 telespectatorul Culart și care sunt lucrurile pe care vi le doriți să se întâmple în acest an? Lucrurile, să spunem așa, principalul meu of ar fi faptul că deocamdată această instituție, Cantus Domini, nu are încă un suport, să spunem, logistic foarte, foarte bine determinat. Organizarea tuturor acestor evenimente a necesitat un efort uriaș, mai ales din punct de vedere financiar, că da, clar. Totul trece prin, și prin, din păcate, și prin acest malaxor al banului. Și de multe ori coriștii au fost sau autoconstrâns să pună de multe ori bani și din buzunar ca să poată să realizeze anumite, să putem realiza anumite evenimente, pentru că nu avem, să spunem, un impresar sau, să zicem, cineva care să se ocupe de marketingul, să se ocupe de marketingul, de partea aceasta de logistică, de partea financiară, de partea, nu avem cum, pentru că nu avem încă, să spunem așa, noi practic am vrea să ne profesionalizăm, să devenim o instituție profesională. Ar fi, visez la un viitor în care la Cantus Domini să vii și să poți să ai o carte de muncă pentru treaba asta și de ce nu să reprezint o instituție culturală a Bucureștiului. Sau... Exact. Dar mai este mult timp până acolo. Cine știe? Numai Dumnezeu știe. Și asta este încă un mod în care putem să, apropo de asta și îmi permit să vă întrerup, să tragem niște semnale de alarmă. De ce? Pentru că vorbim doar de București acum. La nivelul Bucureștiului se întâmplă o groază de lucruri interesante din punct de vedere al evenimentelor artistice și al elementelor care aduc arta și cultura în față. Din păcate, nu toată lumea știe despre ele. Sau știu, dar foarte puțin. Da. Și mă bucur foarte tare că ați spus chestia asta, pentru că în momentul ăsta putem să tragem un semnal de alarmă către niște oameni care ar putea să facă un astfel de demers și să vă ajute pe viitor, pentru că până la urmă reprezentați odată cultura românească, Bucureștiul, România, dacă mergem peste hotare. Da, noi participările peste hotare, noi le-am avut în mare parte cu sprijinul Institutului Cultural Român, care ne-a ajutat. Și asta e foarte important. Și căruia îi suntem recunoscători și conducerii Institutului Cultural Român, acum reprezentată de domnul vicepreședinte Taloș în relația cu noi, Ioan Taloș. Pe urmă am mai fost sprijiniți, să spunem, așa, pe segmentat. Fragmente, segmentat, de anumite parohii din București, de anumiți preoți care sunt cu inimă și cu sufletul mare și ne-au susținut. Dar, de multe ori, suntem constrânși ca, eu știu, să mergem cu emoții până aproape de eveniment de momentul în sine, da. Și să nu avem încă toată suma necesară ca să ne putem asigura participarea, pentru că, din păcate, toate participările la concursuri internaționale, cam de vreo 15 ani încoace, se fac doar cu asigurarea exclusivă din partea corurilor, a participanților, a transportului, a cazării, a diurnei. Adică nu se mai plătește nimic de pentru organizator. Adică, vă dați seama, știm, pe piața muzicală românească activează interpreți care pentru 5 minute de muzică iau poate 5.000 de euro. Noi ne plătim actul artistic, ni-l plătim noi, nu ni-l plătește cineva. Cine ar trebui să-l plătească, de exemplu? Dar suntem deschiși pentru proiecte, pentru că totul se face prin proiecte. Proiecte, proiecte și proiecte. Până la urmă, despre asta este vorba, mai ales având în vedere ce spuneam mai devreme, că există și o asociație în spate. Da, suntem și organizați atunci... din punctul de vedere, deci este foarte simplu. Care este următorul proiect pe care vreți să-l
faceți anul ăsta? Acum, relativ recent. Anul acesta noi am dorit să scoatem, dar și de asta, și asta este, să spunem, dependentă de criteriul financiar, am dorit să scoatem un CD. Am vrut să scoatem anul trecut, dar n-am reușit, pentru că am avut proiectul cu plecarea în Sankt Petersburg, care a trebuit să golit tot. Exact, a costat destul de mult. Foarte mult. Aspre 30.000 de euro, deci vă dați seama. Și vorbim aici totuși de un număr de 20 ceva de oameni, adică nu vorbim de 2-3. Păi, tocmai. Aia e. Da, și am dorit să facem acest CD România 100, noi am vrut să tradiție și continuitate, în care să... pentru că noi avem și un repertoriu diversificat, de la muzică religioasă, ortodoxă, la muzică religioasă universală, muzică sacră, așadar, muzică folclorică, din folclorul românesc. Autentică românească. Da, din folclorul altor popoare și prelucrări populare. Prelucrări populare, avem un număr destul de bogat de soliști. Băieții sunt foarte talentați, foarte dăruiți și realizează lucruri foarte frumoase și în calitate de soliști. Și practic noi ne-am dorit ca prin această gamă variată de repertoriu să putem face față oricărui tip de eveniment exact ce la care mai am putea fi noi chemați. Exact ce vorbeam mai devreme apropo de public. Am ajuns la final, domnul Ștefan. Eu mă bucur foarte tare că am stat de vorbă. Înainte de a ne lua la vedere, eu am să vă adresez o întrebare, iar dumneavoastră va trebui să răspundeți către telespectatori ca un mesaj. De ce trebuie să vină lumea să asculte astfel de concerte? Un astfel de concert, un concert Cantus Domini, te poate introduce într-o stare. Orice manifestare a corului Cantus Domini este de fapt o stare. Este o stare de bucurie, este o stare de satisfacție artistică, este o stare de creativitate de scenă. Așadar, noi ca interpreți respectăm foarte mult scena, respectăm foarte mult publicul, vă respectăm foarte mult pe dumneavoastră, cei care ne urmăriți întotdeauna și sunteți alături de noi, și noi vă promitem că întotdeauna vă vom introduce în această stare, în starea de bucurie de a ne asculta, în starea de bucurie de a vă simți că sunteți cu adevărat români. Să ne ajute Dumnezeu ca toate lucrurile astea despre care am discutat acum să se întâmple și în anul ăsta. Să dea și să... Eu aș fi fericit să pot să am în mână un CD cu, muzica pe care o... Cu siguranță o să vă oferim. Avem, deocamdată avem două ediții ale unui CD de colinde, antologie de colinde, pe care o să vi-l oferim. Mulțumim. Pentru la anul. Dar dacă ne ajută Dumnezeu și prietenii noștri care sperăm să sunt și care sperăm să fie cât mai mulți, poate vom reuși să scoatem acest CD la care țin foarte mult România 100 între tradiție și continuitate și Sfânta Liturghie. Eu vă mulțumesc încă o dată. Dragi prieteni, iată că există, după cum ați observat, oameni care fac din suflet pentru suflet. Și zic eu că contează. Acestea fiind spuse, revenim, așa că nu plecați nicăieri, rămâneți pe recepție.